Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Debutul lunii august va avea loc pe o notă productivă și veselă, dar din 10, circumstanțele nu se vor dezvolta așa cum ți-ai dori. De asemenea, august ar putea fi un moment definitoriu în ceea ce privește viața ta amoroasă și, în acest sens, sfârșitul sezonului estival oferă atât victorii grandioase, cât și procese distructive puternice. Alinierea finală a planetelor va influența în mare măsură acțiunile și deciziile tale. În august, vei fi la mare căutare. Vei simți cât de mult ești necesară pentru rude, prieteni, colegi și mai ales pentru cealaltă jumătate a ta. În plus, datoriile vechi și problemele nerezolvate își vor aminti de tine. Pregătește-te să te învârți ca un cobai într-o roată. Cum decurge luna în ansamblu va depinde de deciziile tale. Dragoste, acum tu decizi dacă vei fi într-o relație. Partenerul îți așteaptă cu respect atenția și acțiunile. Dacă ești pregătită pentru obligații, atunci nu ar trebui să pierzi timpul, dar dacă nu ești pregătită, atunci nu alimenta persoana cu iluzii. În august, vei fi foarte atrăgătoare și vei putea interesa pe oricine la prima vedere. Nu flirta prea evident, s-ar putea să fii înțeleasă greșit. În cuplurile stabilite, pacea va veni în sfârșit. Nu-ți face griji și nu căuta pricina acolo unde nu există. Gelozia excesivă este, de asemenea, mai bine să fie eliminată. Asigură-te că nimic nu te împiedică să creezi armonie în cuplu. În mod neașteptat, pot apărea motive de ceartă ușoară cu tine. Acum este cel mai bun moment pentru a vă bucura unul de celălalt și de a planifica urmașii. Sănătatea. La începutul lunii august, poți experimenta o scădere a performanței. Încearcă să nu te supra-soliciți și odihnește-te mai mult. Nu fi eroică și supravoluntară la locul de muncă. În prima decadă, este bine să ai o vacanță și să mergi într-o stațiune. Dacă te odihnești acum, vei petrece restul lunii sănătoasă. Ai grijă de organele tale digestive. Acum ficatul și pancreasul pot eșua. Asigură-te că începe o dietă de dezintoxicare și nu provoca daune sau exacerbare cu alcool și țigări. Acum trebuie să te îngrijești să elimini excesele de zahăr din dieta ta. Ai grijă de greutatea ta, este timpul să arunci câteva kilograme. Pierderea în greutate te va ajuta nu numai să arăți atractiv, ci și să te simți bine. Banii. La serviciu, nu va fi la fel ca în celelalte zone ale vieții tale. Energia și entuziasmul tău te vor ajuta să faci față oricăror dificultăți. În cele mai dificile momente, poți conta pe sprijinul celor dragi și al colegilor. Orice prezentări ale proiectelor, care au fost planificate pentru a doua și a treia decadă din august, vor avea loc cu succes. Astrele te sfătuiesc să fii atentă la vechile tale planuri și idei. Printre acestea, există multe idei demne care te vor ajuta să urci pe scara carierei. Din punct de vedere financiar, lucrurile nu stau atât de bine. Desigur, nu ești amenințată cu o gaură în portofel sau în contul bancar, deci merită să economisești. Acum vor fi cheltuieli neprevăzute care nu au fost incluse în planurile tale. Ar trebui să te gândești cum să câștigi bani în plus. Trebuie să fii atentă la talentele tale, precum și să încerci să urmezi niște cursuri de dezvoltare. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!